Considerat unul dintre cei mai tineri slackliner din lume, dar și cel mai bun, Alex Mason, în vârstă de 20 de ani, a uimit din nou internauții cu o demonstrație de echilibristică, de data aceasta pe coasta Beirutului, la 40 de metri altitudine. Încercarea de a rămâne în aer a fost o provocare pentru Alex, deoarece vântul, bărcile gălăgioase și lucrările de construcție care se desfășurau în apropiere îi distrăgeau atenția. Totuși, Alex a reușit să treacă peste provocarea psihologică și să-și doboare recordul personal atât pe altitudine cât și pe lungimea sfoarei. Alex Mason este unul dintre cei mai buni slackliner din lume, devenind campion mondial la numai 16 ani.